Hei, salut, eu sunt Maria și astăzi sunt aici din nou, după 3 ani și 4 vieți. Cu mine. Cu Irina. Irina și sebe, te las fără oxigen. Acum, firaște, fii. Așa. Make-up and gossip facem astăzi. Asta așa am ales ca două capre, până la 3 dimineața în fiecare zi. Uite așa, te ți-ași bagajul și vii. Da, îmi ocup în bagaj și vin. Îmi dau pe Cristi în bagaj și vin. Hai să te machiezi, doamna. Doamna și-a făcut breton, nu știu dacă ați observat. Și ce lănțișoare avem. Ce ați primit de ziua dumneavoastră? Un lănțișor. De la lui. Mă simt ciudat. Hai. Frica numărul 1. Irina e mega pretențioasă la make-up. Și când spun mega pretențioasă, vreau zic ultra mega pretențioasă. Are un milion de chichițe care îi plac și care nu-i plac. Și pentru că ea, la rândul ei, știe foarte bine make-up. E foarte greu de mult. Nu știe asta. Foarte bine make-up. Știu foarte bine să mă machiez pe mine câteodată. Hai, do your thing. Dar, do your job, că Doamne ajută să-ți placă. Și ce să zic, hai să începem. Dar înainte să trecem la treabă, hai să aflăm cine a câștigat giveaway-ul din vlogul trecut. Și este... Paula Andrei! Paula, felicitări și te rog să-mi scrii pe Instagram ca să ne auzim cu detaliile de livrare pentru parfumul Juliet Pezăgan. Iar dacă vreți să participați la giveaway-ul din acest video, vă invit să rămâneți până la finalul acestui vlog ca să aflați care sunt condițiile de participare și vă asigur că premiile sunt ceva tare drăguț de la Sephora. Vă pup și enjoy this vlog! M-am hidratat deja. Hydration is... Am spălat pensulele. Ceea ce nu fac foarte des. Am avut un ulcior la ochi pentru că nu-mi spălam cum trebuie pentru mine. Te ajută cât am mai avut să te vezi? Lasă că mă văd eu. Te știu oricum, Ami. Mă știți, mă, nu trebuie să mă mai vedeți atât. Știți cum arăt? No, breton. Ia uitați, am blugi noi, mi-a făcut Irina cadou. Un bârfim? Da, bârfim. De cine vreți bârfim? Mi-am jucat aseară un joc și Maria s-a ofticat foarte tare. Pentru că am strigat de două ori jocul. Nu știam și recunosc. Eu nu sunt atentă. Și am stricat de două ori jocul și a treia oară. Ea zicea în continuu, gata. Dacă mai stricat jocul și a treia oară, mă supăr, fac urât. Și s-a găsit de ca să strice jocul a treia oară. S-a enervat super tare mare. După aia a trecut în două secunde. A fost amuzant și în același timp m-am cam speriat. Cred că o să taie la montaj. Dar cred că dacă o să fie ghioca la montajul ăsta. Zine de ce e la bătaie. La ciorbă. La ciorbă și la mai... Odată am luat bătaie chiar atunci când am avut misul. Nu ai avut ce? Mis. Când am participat la mis. Ah, când ai participat la mis. Care l-am și câștigat. M-am dus să mă machiez la o tipă de la noi din oraș. Ah, știu povestea. Și am venit acasă arătând ca un drag. Eram un... Era intravestit? Da, astea. Eram neagră până aici, gen până la sprâncene. Și fata de acolo mi-a zis super multă încredere în mine. Wow, ce tare, ce frumoasă ești, ce superbă, ce minunată. Și era exact make-up-ul ăla, negru-negru, așa, până aici, super înalt, până aici. Și am ajuns acasă și, na, eu mă simțeam super frumoasă. Și intru pe ușă și face maica, Doamne, ferește, șterge trau. Și am făcut o criză de nervi când i-a zis că sunt urâtă și la un moment dat i-am zis că mă arunc pe geam. Și am zis, hai, aruncă-te. Și eu m-am făcut că mă arunc pe geam. Da, și tu. Gen, nu și voiam. Și tu și bătut. Nu intenționam să fac asta. Dacă Victoria ar face... Doamne, ferește. Nu vreau să mă gândesc. Și s-a enervat atunci super tare că s-a speriat. Și-a luat mătura și aveam o mătură din aia cu coadă de lemn. Aoleu, și eu am luat bătaie. Și eu m-am băgat sub pătura atunci, mi-a prins câteva picioare, dar ce m-a durut cel mai tare e că mi-a spart telefonul. Aveam un iPhone 4S, alb, superb, și-a dat în el și a crăpat. Mi-a stat inima în loc. Efectiv, mi-a stat inima în loc. De captica mele. Voi vedeți seama că eu la mis eram neagră pe picioare. Ideea e că nu-mi luasem bătaie de foarte mult timp. Nu mai știam cum e. Nu mai știam cum e. Eu am luat bătaie tot cu bățul de la mop, de la de lemn, de la mătușii mea care m-a crescut pe mine. Pentru că mi-a zis să duc gunoiul și eram la calculator și i-am zis, îl duc imediat. Dar mătușii mea avea tot timpul faza asta. Acum. Voia acum. Și eu tot timpul ziceam, bă, nu o să mă ridic acum, lasă-mă 3
4-5 minute. Până consider eu că nu e un ordin. Da, până consider eu că acum am chef să duc gunoiul, dar oricum l-aș fi dus, da. Că nu era ca și cum nu l-aș fi dus. Dar nu-mi plăcea faza aia de ordin. Ordin, efectiv. Du-te acum, dar nu vreau să mă duc acum, o să mă duc imediat. Bă, și m-a bătut cu bățul ăla până s-a rupt. Momentul în care și-a dat seama că, hey, maybe this was a little too much. Și pe aia i-a părut roșu și a cerut iertare la mine. Am tras în sfârșit și eu liniile alea la care trebuie să-mi țin respirația și de aia am închis puțin camera. Dar bineînțeles că nu e gata. Nu văd până acolo, dar recunosc că din greșeală am intrat pe Instagram și am dat tot așa, dar repede l-am închis. Da? Da, am văzut așa puțin despre ce e vorba. Irina mi-a zis că nu i-am făcut complimente la plans. De ce nu-i fac complimente? Nu, nu, nu. Am zis că toată lumea care vine aici la toate tine pe care... complimentele din lume ți le dau numai... Le dau numai pe tine. Bine, mulțumesc. Le accept. Irina nu este confortabilă cu ideea de sclipici, dar o vom face să fie. Nu. Nu orice tip de sclipici. Ăsta alb așa îmi place mult. Mult, e cool, mult. Da. Da. Crezi că Cristi, dacă s-ar lăsa de fotbal, ar putea să fie un ajutor bun în cariera ta de video? Cristi ar face foarte multe vizualizări. Cristi ar fi un YouTuber foarte bun. Și ar vorbi despre lucruri foarte interesante. Lumea nu știe de câte ori Cristi pasionat pe lângă fotbal. E foarte pasionat de tot ce ține de tehnologie, obsedat de tehnologie. Și știe foarte multe lucruri. Îi plac foarte mult jocurile video și știe foarte multe chestii și despre asta. Sus, doamna. Și urmărește foarte mult YouTuber Cristi. Cristi e tratat de vlogurile. La toată lumea. Cristi consumă YouTube, cred că mai mult decât mine. Ar face foarte multe vloguri. Cred că îi plac sporturile în general, nu? E obsedat de sneakers, are o colecție impresionantă. Eu zic că trebuie să faci un vlog cu colecția lui Cristi de sneakers. Are foarte mulți. Chiar ar face Cristi. Ar fi un vlogger mai bun decât mine. Are un pic de trac. Are mare trac. Cristi e amuzant. Irele, dar pe vlog e un pic cringe. Noi filmăm în dormitor, că mușcălgerie e activitate și ne-am mai tras aici. Doi șobolani. Să-i vezi pe Cristi și pe frate și cum zic la mine, că două suricate când deschid ușa să așa că v-ați luat dacă ești tu mă chiar. Leși. Și-mi zice Nicola, ai venit 10 ore aici. S-a luat de tine. E mic. Gen ca atunci când erai mic, te duceai în casă și te întreba măta. De ce tu vin? Câte mai freci, ori afară, ori nu. Efectiv. Hai, ce atâta. Ceata plimbare. Ești tot fondul să uite. E fain, așa-i? Uh-huh. Eu sunt influencerul care cumpără toate chestiile pe care alți influenceri le recomandă. Dar și eu la fel, ce crezi? Tot cumpăr. Și să știți bine, nu de la toți influencerii. De la aia în care am încredere. Normal. Și pe partea de make-up, că despre asta vorbeam, noi avem încredere în make-up, adică face recomandări bune. Chiar da. Face recomandări. A făcut odată niște stories, efectiv am cumpărat tot. 800 de lei mai târziu. Și fac de regulă așa când am încredere în omul care recomandă chestii. Ai cumpărat ceva din ce am recomandat eu? 100%, dar nu mai știu ce. Ah, stai, practic toate chestiile de gadget-uri și eu. Da, efectiv, da. Voi n-ați auzit cum am înjurat, între timp am înjurat, m-am supărat. Că s-a eu înjur pe canal, mama ta știe. Mama ta știe că știi cuvinte urâte? Mamă, cum eram când eram mici. Efectiv, dacă mai zic o dată, efectiv, dă-mi una după cap. De ce? Că a devenit un tic verbal. Și eu zi, Mirina, eu cum scap de un tic verbal. Preferați în ultima vreme. Fire și efectiv eu. Eu îi spun efectiv eu. Da, slavă. Irina? Da. Asta ce n-ai mai făcut de multă vreme? N-ai mai râgâit ca porc. Păi nu mai, fata, eu chiar cred că aveam o problemă. Aveam aciditate foarte mare la stomac și se pare că maica mea are problema asta, dar să nu mă audă. Deci cât am locuit cu Irina, vă jur, cred că am auzit cele 1001 burgâieli. Băi, aveam probleme la stomac, sincer îți spun. Nu puteam să mă abțin, era groaznic. Dacă gustam, băi, o guriță mică se ia de suc, pa, o oră puteam să fac așa. Puteam să-ți fac și numele. Ce defect de al tău simți că ți-a sabotat într-o oarecare măsură, nu știu, activitatea, viața, relațiile poate cu oamenii? Un defect al tău care simți că uneori te sabotează, știi? Ce fel de defect? De un defect al tău, nu știu. Nu fizic. Nu fizic, nu, de comportament. Că am... Oho, am multe, ce... Faptul că am impresia că lumea
se gândește foarte mult la mine, la ce zic. De fapt, dacă stai să te gândești și când vorbești de cineva, e așa, în trecere, știi? Da. Tot timpul mi se pare că, mamă, frate, am plecat de acolo și acum urmează să vorbească foarte mult despre mine și... A, de anxietăți de astea. Da, 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 îmi dau filme, mă gândesc că oamenii, da, oamenilor, real, nu le prea pasă. Cât îți pasă? 2 secunde, oricât de grav ar fi subiectul, cât vorbești despre subiectul ăla? 1 secundă, 2. Maria, ai auzit? Nu știu ce. Da, da, am auzit. Mamă, ce nașpa. Move. Și tu, în următoarea secundă, vorbești despre avioane roz. Maria, am ce o întrebare. Care crezi tu că este defectul care ți-a sabotat viața? Întârziatul. Da? Uh-huh. Îmi sabotează relațiile cu oamenii, relațiile care țin de work. Bă, sunt o întârziată. Ce fac? Adică valoarea pe care o aduc, nu știu, uite, muncii sau relațiilor cu oamenii, așa... Foarte implicată. Consider că compensează într-un fel întârziatul, dar întârziatul îi enervează pe oameni și de fiecare dată când întârzi undeva, oamenii aia trebuie să facă un efort să treacă peste faptul că am întârziat și am scos din sărite ca după aia să da, și tu în se bucure timp... de relația cu mine. Și tu în același timp trebuie să faci un efort ca să-i mulțumești pe ea. Ca să compensezi faptul da. Că am întârziat ca o nenorocită. Dar întârzi. Și e frustrant că, bă, chiar încerc să nu întârzi, dar eu cred că universul e cumva potriva mea. Deci de atât de multe ori am încercat și am ieșit la timp din casă și deși am ieșit la timp din casă, bă, mi s-a întâmplat ceva. Jur, eu este un blestem. Nu, cred că avem o problemă foarte mare în modul în care ne gestionăm timpul. Da, da, asta e clar. Asta e, și asta eu e... aveam impresia că eu nu întârzi niciodată și ai ținut să-mi reamintești niște. Încă am părerea asta. Eu cred că tu ai comparat foarte mult cu mine, care eu sunt întârziata number one. Dar nu e... Adică când te compari cu cel mai rău, e clar că ești mai bun. Am încercat să iau feedback de la oameni și nu știu pe cine să întreb. Nu, mi s-a zis că nu întârzi, că sunt destul de punctuală. Nu, atunci tot nu întârzi. Eu doar mi-am amintesc cum întârziai, nu știu, la nu știu ce filmări, cu Five Gang Park sau cu ceva, ai întârziat două sau trei ore. Nu era ceva atât de important. Cât te tot sunau ăia în disperare. Eu cred că e și un pic de priorități, că dacă eu în momentele alea aveam ceva mai important de făcut, sigur am făcut ce era mai important. Dar dacă, mă rog, nu cred că am întârziat nici la filmări cu nimic. Nu știu, poate, 100%. Ia treține-mă tu conversația, că suntem pe canalul tău. Cine ești eu? Ce make-up ți-a ieșit cel mai bine, ce make-up ți-a ieșit cel mai prost de când faci... Make-up în goșe? Uh-huh. Nu mi-a ieșit make-up-ul cu Andra Gogan și mă frustrează foarte tare pentru că știu că ar fi stat foarte bine, dar am exagerat cu forma și m-am dus prea sus. Păi eu nu am părerea asta. Am greșit forma și forma aia pe care am făcut-o nu o avantaja, pentru că puteam să-i fac un smokey eyes închis la culoare care să o avantajeze, dar care să nu fie atât de mare. Dar eu greșesc de multe ori, asta e greșeala pe care o fac eu la make-up. Eu am pleoapa foarte mare și de asta de fiecare dată când machiez pe altcineva, am tendința să mă duc prea sus, dar mă rog, încerc să-mi corectez chestia asta. Și make-up-ul care mi se pare că mi-a ieșit cel mai bine, cu cine am făcut make-up în greșe? Multe fete. Viviana. Viviana m-a machiat ea pe mine, okay. Pe Teo Roz. Da. Ia. Ia. Cezara, dar nu știu dacă l-ați văzut. Mă rog, contează. Spune tu. Cine crezi că a fost? Cred că Dia mi-a ieșit foarte bine și maică-ta. Da? Nu, s-a plăcut mai tare. Ba da, mamă ce buze, tare săracă. La buze mă las să le fac eu. Suntem pe panică puțin. Mai există și un copil care vrea să mănânce la măsa. Da cineva, țățică. Trebuie să ne grăbim, că nu mai putem așa. Ne-am jucat, ne-am distrat. S-a trezit copilul. S-a trezit copilul. Gata, încheiem. Vezi cum devine un om mic șeful tău? Efectiv mă controlează un burăcel. Ața. Fă și cu urină jos. Acum, da, stai un pic în întunesc. Bă, chiar ți-a ieșit. E foarte bine făcut, e gen pe stilul meu făcut. Foarte mulți oameni care mă machiază pe mine greșesc. Adică greșesc, poate așa e stilul. Dar nu pornesc liniile de unde îmi place mie. Știi ce zic? Mulți pornesc greșit și mi se pare că îmi strâmbă ochii. De aia nu-mi place. Pare că dacă îmi pui liniile greșit la ochi, nu o să-mi plac machiază. Ei, am vrut să fac ceva creativ. Așa, puteam să-ți fac un eyeliner basic și mi-a ieșit perfect, dar am vrut să facem ceva mai... Păi arată super. Am dat. Dar oricum arată mult mai bine off camera. Vezi că e foarte greu să-mi pui blush pe față? Am niște zone ciudate pe obraj. Mie mi-e că ai puțin aici de gol? Da. Și pielea. Bă, am zis că e pretențioasă, nu mă lasă nici rujul să-i dau eu. Deci, linia ta de sus oprește aici, iar linia de jos aș începe de aici. Dacă lași, ia. E ca și cum buza de sus stă pe aia de jos. Oricum le-am mai mari.
De alea de beauty. Hai să de beauty așa. Și eu stau aici. Chiar ai și bine. Și nu mă părți pe mine. Chiar îmi place. Și mie îmi place. Și de acum chiar o să-mi fac lucruri din astea, o să vezi. Că am prins tupeu. Dar tu nu te-ai văzut într-o oglindă mare să te vezi cum te văd eu aici în realitate, știi? Mă văd în televizor. Sper că v-a plăcut vlogul cu Irina și că v-ați distrat uitându-vă la acest vlog. Ei bine, acum este momentul giveaway-ului și am pregătit pentru voi o paletă de la Sephora, The Wild Book Palette, care are atât farduri pentru ochi, cât și două pensule, dar și farduri pentru față. Contur, iluminator și blush, două pensule, farduri și o oglindă. Paleta e tare frumoasă, are niște culori super purtabile. Și mai am pentru voi și un set de 6 rujuri, tot de la Sephora. Sunt rujurile mate, lichide, sunt foarte faine. Eu folosesc acest tip de rujuri în fiecare zi. Ce trebuie să faceți ca să intrați în acest giveaway? Dați un like acestui video, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe în caz că încă nu v-ați abonat la canalul meu de YouTube și lăsați un comentariu cu contul vostru de Instagram. În următorul video, care va veni duminică, o să anunț câștigătorul acestui giveaway. Bine, gata, parte. Gata, hai că m-am mulțumesc că m-ai lăsat să te machiez, mie îmi place foarte tare cum ai ieșit și mi se pare că stă foarte bine genul ăsta de lucruri. Mulțumesc și eu că m-ai machiat. Lucrurile astea grafice sunt foarte la modă, sunt foarte fresh, sunt foarte cool acum. După cum puteți vedea și la Ariana Grande și la multe alte vedete și artiști super cool. La Irina Deaconescu. La Irina Deaconescu și Maria Zvinc. Sunt foarte cool lucruri. Iar am zis efectiv, numai. Și de-aia am insistat foarte tare să-i fac Irinei un look grafic și mă bucur că îi place. Și eu mă bucur că mi-ai făcut. Hai să mergem să mănânce copilul. Like, subscribe, follow pe Instagram și follow pe TikTok și bravo echipă! Pup, pa! Ai făcut amir? Nu. Hai. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight.